Pompierii militari suceveni au intervenit marți la o misiune mai neobișnuită în care au dat dovadă, mai presus de meseria și pregătirea lor profesională, de umanitate. Aceștia au fost chemați de Asociația Casa lui Patrocle pentru a salva un cățel rămas blocat sub un container, singur, aproape de hipotermie. După ce membrii asociației s-au chinuit câteva ore să-l scoată de sub container și nu au reușit, au hotărât să sune la 112. În scurt timp, puiul era alături de ceilalți 7 frați și de mama lor. Asociația a ales să mulțumească public pompierilor suceveni, întrucât, spun ei, avem nevoie de eroi în care să credem, de oameni pe care să-i dăm drept exemplu și de autorități care să ne ajute când suntem neputincioși.